În Spitalul Județean de Urgență Slatina se mai află internați mai puțin de 30 de pacienți COVID. Conducerea unității medicale a anunțat că în ultima gardă nu a mai fost făcută nicio internare și speră ca situația aceasta să devină o realitate permanentă. Se observă o ușoară descreștere a numărului de cazuri. Azi dimineață aveam 28 de pozitivi, din care 8 în terapie intensivă, nu aveam niciun copil internat. Am trecut de val, să zic așa, suntem în descreștere, probabil vor urma și următoarele zile să nu mai avem, de exemplu, nu mai avut internări în ultima gardă, să nu mai avem atât de mulți pozitivi prezentați la UPA. O situație asemănătoare este și la Spitalul Suport COVID de la Caracal. Pentru că a scăzut serios numărul de pacienți infectați, unitatea medicală a primit undă verde pentru a interna și trata și pacienți neinfectați cu SARS-CoV-2. E o perioadă un pic mai bună. Foarte bună, chiar aproape, în sensul că sunt puține cazuri de COVID. În afară de cei trei pacienți de la ATI COVID, în spital, practic pe secții, nu, mai sunt? Mai avem 25 de pacienți ca COVID, mai sunt, că ei au venit și se termină tratamentul. Nu pleacă decât în momentul în care termină tratamentul. Dar sunt bine. Adică nu pun în pericol viața, nu-și pun în pericol viața. Avem și pacienți de suspecți. Și atunci au rămas din patrule de suspecți și i-am putut interna, de exemplu, pe chirurgie, pe ortopedie. Adică mai sunt zone, pentru că legea ne-a permis să facem treaba asta de începând de luni de marți. Autoritățile au raportat astăzi la nivel județean o incidență cumulată de doar 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Reducerea numărului de persoane infectate cu SARS-CoV-2 raportate zilnic a condus concomitent cu reducerea pacienților internați și la scăderea numărului oltenilor aflați în carantină sau izolare. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Olt, au fost depistate 50 de cazuri noi pentru infecția SARS-CoV-2. La nivelul unităților sanitare cu paturi există 74 de persoane internate, dintre care 13 au necesitat asistență medicală de terapie intensivă. În prezent, la nivelul județului Olt, sunt 528 de persoane izolate la domiciliu și 386 de persoane carantinate la domiciliu ca fiind contact ai cazurilor pozitive. Numărul oltenilor care au trecut în această lună pragul centrelor de vaccinare s-a redus mult față de cel înregistrat în octombrie. Medicii specialiști le recomandă oltenilor neimunizați să se vaccineze și să continue să păstreze regulile pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului, s-au realizat 1570 de doze de vaccin împotriva infecției SARS-CoV-2. Dintre acestea, 386 de doze au fost realizate persoanelor care s-au prezentat pentru administrarea primei doze de vaccin. Dacă vorbim de următoarele zile, care vor fi zile libere, îi sfătuim să meargă la vaccinare în continuare, pentru că este cel mai important lucru, și totodată să încercăm să menținem oarece distanțare socială. Știu că sună ciudat, știu că urmează perioada de sărbători. Toată lumea vrea să fie cu familia, însă întâlnirile să fie cât mai scurte și cu persoane cât mai puține. Autoritățile din Olt fac pregătiri pentru un nou val al pandemiei. Acestea fac demersuri pentru creșterea locurilor la ATI, dar și pentru a dispune de medicamentele și oxigenul medical necesar tratării pacienților infectați cu forme medii și severe ale bolii.